Ne-am strâns astăzi, în ziua de 7 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național Alexandru Dobescu și m-am gândit să fac această serbare și o să contribui cu ceva printr-o activitate la Centrul Cultural Pitești și m-am pregătit cu o revistă de istorie, revista școlii, Limes Transalutanus, care a ajuns la numărul 10 și o să vedeți că am încercat în acest număr împreună cu elevii mei să schimbăm puțin imaginea despre istorie și a promis doamna directoare că va fi și pe site-ul acestei instituții de cultură. Deci, de ce am spus Limes Transalutanus? A fost ideea mea, în urmă cu peste un deceniu. I-am spus Limes Transalutanus pentru că Limes înseamnă frontieră, era frontiera Imperiului Roman care trecea pe aici, pe lângă Pitești, între Pitești și Bradu, pe la Târgu Săptămânal. Și vreau să fie o revistă de graniță, o revistă interdisciplinară, o revistă în care să se combine studiile de istorie și cu cele de geopolitică, geografie, biologie, chiar matematică, și am prezentat aici cândva lucrări de istorie și matematică. Este o revistă interesantă, din păcate online nu-ți permite să faci repede, alte numere au fost șterse și atunci venim mereu cu ceva nou și dispar materialele. Acest număr a fost realizat împreună cu un elev foarte bun la informatică, a terminat anul trecut, Sima Mihai Claudiu, și toată partea de animație, toată lucrarea este a lui și are și o lucrare la sfârșit intitulată La început a fost Olanda, pentru că aș vrea să vă întreb ce știți despre Olanda, ce puteți să-mi, Cezara, ce poți să-mi spui despre Olanda? Orice. Este mare cultivatoare de lalele. Suntem în orașul lalelelor, corect? Da. Și mărește teritoriul de la an la an. Da, deci este o țară obținută metru cu metru din apele Mării Nordului. Are unul dintre cele mai mari porturi din lume. Da. Este monarhie. Da, și constituțională. Mai țineți minte, vă spuneam, înseamnă stabilitate politică, da? Așa, altceva? Bun, altcineva? Vreau să vă spun, inițial am vrut să-i spunem lucrării Alfa și Omega. Olanda a fost începutul, și să sperăm că nu și sfârșitul, Europei. În Olanda a apărut ideea de învățământ liber, de gândire liberă. Deci începând cu secolul al XVI-lea, nu se mai punea accent pe a repeta în limba latină, de a repeta tot felul de informații religioase și așa departe, ci să înveți să gândești. Olanda este, cum a spus și colega voastră, o țară smulsă din valurile mării. Ei au fost primii hidrotehnicieni. Banii lor au fost atât de celebri încât leul românesc și astăzi poartă numele monede olandeze, Leuventhaler. Flota olandeză a fost cea mai bună. La un moment dat, Olanda era atât de bogată, de puternică, era stăpâna mărilor, încât Franța și Anglia s-au aliat să distrugă Olanda. Și colegul vostru, Sima Claudiu, a făcut această lucrare prin care demonstrează această dezvoltare a gândirii. Nu discutăm de secolele al XVI-lea, al XVII-lea, când au început să se dezvolte pictura și cine a auzit de Rubens, Rembrandt, da? Gândirea liberă, cine dorea să învețe, mai târziu, cine dorea să învețe, trebuia să se ducă în Olanda. De exemplu, Descartes, celebru filozof, a fost în Olanda să învețe. Puteai să publici orice carte. Deci Olanda este mama culturii moderne. Este interesant că această țară cu o suprafață de vreo 40.000 de kilometri pătrați, deci aproximativ așa cam cât Oltenia și câteva județe din Muntenia, a avut un impact planetar. Flota rusă, de exemplu, a fost construită după modelul olandez. Se pare că
au luat corăbile, inclusiv cu steagul Olandei, că steagul Olandei, steagul marinei olandeze este aproape identic cu cel al Rusiei. Bine, rușii nu recunosc, asta e treaba lor. Bun, am început această prezentare cu autorul părții informatice. Din păcate, v-am spus, a plecat acum la facultate și este ocupat. Dar primul material este intitulat Istoria în templul lui Odobescu. Și aici am prezentat ce au făcut profesorii pentru istorie și numai profesorii și elevii. Și aș vrea să-i aduc în amintire aici pe fost elev de al nostru, Narcis Gherghina, care a colaborat cu Centrul Cultural și din păcate o boală necruțătoare l-a răpit, și de o altă elevă de-a noastră, moldovană, Anda, care se anunța ca un mare talent în studierea limbilor latine. Din păcate, o boală necruțătoare a răpus-o la o vârstă fragedă. Da, asta este viața. Avem articolele prezentate pe marile epoci ale istoriei, Antichitate, Ev Mediu, Istorie Modernă, Istorie Contemporană și Istorie Recentă. Aș vrea să vă spun că la partea de Ev Mediu, acele articole, Arta Bizantină Medievală și Istoria Conceptului de magic, aparțin unei foste eleve, Bitsu Oana Loredana, i-am fost diriginte atinat în 2016 în școală, acum este profesor în Dâmbovița de limba română. Și să deschidem, când aurul lua mințile demnitarilor otomani, este un articol care îmi aparține. Și aici discut despre mari viziri otomani. Deci, statul otoman n-a fost distrus nici de ruși, nici de armatele austriece, nici de flota venețiană sau de ce flotă vreți, ci pur și simplu a fost ros de corupție ca de cancer. Și, de exemplu, sultanul Suleiman Magnificu, ați văzut filmul, superb, decoruri, vreau să vă spun că a fost un sultan foarte slab. În afară de faptul că a fost dominat de Hürrem, Ibrahim, colaboratorul lui, mare vizir, fura de stingea și a strâns, ca de altfel, și Sina în Pașa, și am dat câteva exemple. De exemplu, Rüstem Pașa de Ginerele, da, un croat sărac, a luat pe frumoasa fiică Mihrimah de soție, da? Și a strâns, uitați, când s-a făcut inventarul, 780.000 de piese de aur avea în visteria personală, o corabie de război a timpului fiind prețuită la 6.000. Da. Deci vă dați seama cât a strâns, 2,7 tone de aur aproape. Dar atenție, pe lângă mii de turbane, de cărți sfinte, de Coran, bătute în pietre prețioase, sute de buzdugane, șei din bătute în aur și în diamante. Deci era un fel de peștera lui Ali Baba. Acest mare vizir, fel de ca de prim-ministru, asta să spunem așa. Și ce este interesant? Toți acești mari viziri, în afară de faptul de a acumula averi, ei nu veneau cu idei noi. Ei mergeau ad iuzere, conform obiceiului. Luau rușvetul, șpaga, cum s-ar zice popular acum, regulamentară, și mergeau înainte. Când au ajuns soldații germani în Anatolia, în primul război mondial, în 1917, au rămas șocați. Țăranii turci nu aveau un plug din fier. Deci aveau o agricultură super primitivă. Aveau puști luate de la nemți, dar n-aveau pluguri. Deci mari viziri, sultanii, nu făceau nimic. Stăteau acolo, eventual citeau Coranul și atât, dar nu gândeau. Nu gândeau. Și dau mai multe exemple aici, cum s-a luat și prima șpagă de către un sultan, 40.000 de galbeni pentru numirea într-o funcție, și obiceiul a rămas și la noi, bineînțeles, cu tot felul de numiri pe criteriu financiar. La istorie modernă, este un articol prin care v-am spus că aici noi combatem tot felul de legende, de mituri care sunt promovate prin manuale, prin cărți, prin documentare. De exemplu, articolul se intitulează Bun pentru Est.
Este vorba despre faptul, știți, în primul război mondial, aliații nu ne-au ajutat, ne-au trimis arme proaste, s-a produs dezastru în 1916, în 1917 ne-am descurcat destul de greu. Vreau să vă spun că aliatul francez a trimis armament de calitate pe care îl folosea. De exemplu, puștile Lebel de calibru 8 mm. Le-au folosit și francezii în al doilea război mondial. Puștile mitralieră Șoșa au fost folosite și mitralierele modelul 1914, Hotchkiss, au fost folosite și în al doilea război mondial. Cartușul de 8 mm fiind extrem de puternic. Am primit tunuri de obanj de calibru 120 de mm. De ce trebuie să spunem că sunt bune pentru ei, adică proaste pentru Franța? E adevărat că francezii începeau să le înlocuiască pe ale lor cu piese mai moderne. Dar și Franța a folosit masiv aceste guri de foc. Și știți, și acum vreau să vă spun apropo de minunile birocrației și asta va fi un alt articol. Franța era să fie înfrântă în primul război mondial nu din cauza armamentului, ci din cauza faptului că francezii doreau să taie aceste tunuri. Au zis că sunt prea vechi, le-au trimis în depozite, le lăsăm acolo, le tăiem. N-au apucat, pentru că și francezii sunt ca noi, mai de lăsători așa, și n-au apucat să le taie. Și aceste piese au salvat Franța în 1914 și au fost folosite până la final și au fost folosite și în celebra linie Maginot din al doilea război mondial. Urmează o serie mare de articole despre istoria contemporană, iar combat multe mituri aici. Ia uitați ce se producea în perioada interbelică, aceste hidroavioane uriașe. Se spune că în perioada interbelică nu s-a construit nimic. Da? Deci după 1930, conducătorii întregii lumi au pus mare accent pe avioane. Și de atunci trăim într-o era avioanelor de transport. Prima dată s-a plecat cu hidroavioane pentru că era mai ieftin, nu trebuia să faci pistă de decolare. Costă enorm, trebuie să torni beton până la un metru și ceva în pământ, să asfaltezi, e complicat. Și atunci decolau direct de pe apă. Dar, atenție, hidroavioanele fiind foarte grele, observați că ele sunt și lente, fiind o barcă zburătoare, nu s-au impus. În final s-a ajuns la avioanele de astăzi cu reacție și așa mai departe. Dar atenție, avionul este cel care permite legăturile rapide în jurul planetei și s-a produs fenomenul de globalizare de astăzi. Mai departe să vedem, să mai alegem câteva legende. Nu, de la titlul, vă rog. Așa. Haideți să dăm pe a exista lipsă de pregătire în iunie 41. Așa. Bun. Deci aici este vorba despre o altă legendă dragă istoricilor, mai ales celor din Uniunea Sovietică și Rusia de astăzi. Se spune că trupele sovietice în 1941 nu erau pregătite de război și de aceea nemții au ajuns până la Moscova. Da, și uitați, aici avem soldați germani, acțiune în spatele unui blindat. Ce este interesant? În iunie 1941, Iosif Stalin avea prea multe tancuri. Și tancurile acestea înaintau lent spre graniță, pe grupe mici, etc. El se pregătea chiar el personal pentru un atac prin surprindere împotriva României. În ultimul moment, Adolf Hitler a dat ordin de atac și a ieșit istoria cunoscută. Dar atenție, soldații sovietici n-au primit armament și echipament pentru organizarea de sisteme defensive. Și așa se explică faptul că au ajuns trupele germane până la Moscova. În momentul în care soldații ruși au primit ordin, îngropați-vă în teren, da? În momentul acela au fost foarte greu de scos din dispozitiv. Mai este un articol acolo, plan ofensiv sau un strigăt de disperare. Da? Este vorba de o discuție despre celebrul plan Valev și se pune întrebarea, chiar a dorit Moscova distrugerea României în 1964 prin organizarea unor
unui complex industrial care să cuprindă Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Basarabiei și o parte din nordul Bulgariei, să se destrame România. Chiar a scris acest Valev așa ceva și cei care învățați pentru BAC clasa 12 și probabil și cei care sunteți de-a noua de aici, veți vedea aceeași minune manual, se spune că acest Valev a dorit distrugerea României. Citind textul tradus încă din 1964, rămâi uimit. Valev laudă deciziile economice ale conducerii de la București. Nu-ți vine să crezi. Cine spune adevărul? Spun eu. Un profesor de istorie la Colegiul Dobescu sau spun manualele și economistul Costin Murgescu, care a fost membru corespondent al Academiei Române, cel mai înalt for științific? Problema este că cei care au scris cărțile n-au citit textul lui Valev. Valev laudă România pentru colaborarea cu Serbia, cu Iugoslavia, pentru barajul de la porțile de fier. De fapt, vreau să vă întreb, cam cum vă închipuiți voi o graniță între România și un alt stat socialist de atunci, din 1964? Cam cum crezi, Cezara, că era o graniță de atunci? Ai văzut vreodată o graniță? Da, am văzut. Și cum arată acum, în lumea contemporană? Nu pare una foarte stabilă, nu e foarte puternică. Adică ce ai văzut acolo? O poartă. Așa? Simplă. Da? Un mic control vamal, da, nu? Da, și atât. Și atât. Problema este următoarea. Economia socialistă nu funcționa. Chiar dacă auziți pe bunicii, i-a auzit pe bunicii voștri, pe părinții voștri, înainte era mai bine, mergea economia, duduiau fabricile. Problema era, în URSS se trăgeau cu mitraliera împotriva celor care cereau pâine. Bun, și atunci savanții ruși au primit ordin. Ce putem să facem ca să meargă economia? Și acest Valev a spus, dar mai discret așa, că nu putea să spună pe față, știți cum era atunci cu securitate, cu NKVD, cu KGB, cu toate celelalte. Deci, să facem o colaborare care să treacă dincolo de frontiere. Și uite, un bun exemplu. Sârbii și românii și-au unit forțele pentru a face o hidrocentrală uriașă care să asigure aprovizionarea cu curent. Ce înseamnă energia electrică? Înseamnă modernizare. Ce ar însemna astăzi să nu mai avem curent? Păi, n-am avea televiziune, n-am avea calculatoare, nimic. Am fi ca pe timpul lui Ștefan cel Mare. Și economia noastră era extrem de depășită, că de fapt în perioada asta, după Valev aici în 64, nu apare colaborarea și cu Occidentul. S-a dat liber, atenție, Gheorghiu Deș, Nicolae Ceaușescu n-au făcut nimic de capul lor să colaboreze cu francezii, de exemplu, pentru uzina Dacia, ci au primit ordin de la Moscova. Pentru că, atenție, și Moscova a luat o fabrică, numai că a luat din Italia, de la grupul Fiat. Noi am luat de la Renault, știți povestea, nu mai discutăm aici. Deci, atenție, încă din 1964, economia sovietică de tip socialist-comunist nu funcționa. Din păcate, conducătorii de la Moscova și de la București s-au încăpățânat să demonstreze întregii lumi că se poate și a urmat povestea noastră cu plata datoriei externe și așa departe, pentru că și plata datoriei externe este o dovadă că n-a funcționat. Și o țară care nu are pâine pentru oameni înseamnă că acel regim este incapabil. Bun. Avem aici articole în continuare despre ineficiența economiilor totalitare. Da? Și de ce sunt economiile, de exemplu, se spune de ce economia lui Nicolae Ceaușescu n-a funcționat sau de ce economia din Coreea de Nord nu funcționează. Simplu. Înarmarea în exces. Deci vă rog să rețineți că, practic, regimul comunist de la noi a fost făcut pentru un singur scop, participarea la Revoluția Mondială. Și tot timpul s-au cumpărat cantități mari de armament sofisticat sovietic și mereu eram în deficit pe relația Est. Și atunci noi plăteam aceste tancuri și tunuri cu
salam de Sibiu, cu carne de cea mai bună calitate, de la Comtim și așa mai departe, da? Și noi mâncam celebrii Adidas, da? Ghearele de la pui, tacâmurile, da? Ce să mai era îngrozitor, nu vine să credeți. Astăzi poate pisicile să mai consume și căței mai consumă aceste tacâmuri. Dar așa a fost adusă economie care trebuia să fie teoretic înfloritoare. În rest, vă las să descoperiți toate aceste articole. Sunt foarte scrise foarte pe scurt. Eu am un obicei pentru revista Limes, nu mă complic cu detalii, cu trimiteri bibliografice în exces. Da? Și vedeți, apropo de școala românească și lipsa de gândire, vă rog să rețineți că ar fi trebuit să fie într-o clasă și am mai discutat cu voi pe la ore, suntem prea puțin profesori și ar trebui să fie o clasă cam la jumătate, cum sunteți la grupele de limbi străine sau pe la informatică. A rămâne 34 de inși într-o clasă și un singur profesor la o oră pe săptămână este o adevărată crimă împotriva gândirii. Deci, practic, se ajunge la următoarea situație. Vin 34 de creiere, da? Și teoretic trebuie să plece cu creierul profesorului. Deci ajungem în situația să fim în urma Olandei din secolul al XVI-lea. Dar din motive de economie, situația rămâne așa, din ce în ce parcă sunt mai mulți elevi la ore. Și atenție, pe timpul lui Ceaușescu era și mai rău. Am găsit la noi la liceul Laudobescu o clasă cu 49 de elevi. Nu știu cum, nu pot închipui cum două clase de astăzi să fie băgate într-una singură. Cred că erau ca pe stadion. Probabil venea profesorul, se impunea, dădea 2 și 3 în stânga și în dreapta, elevii nu mai ziceau nimic, nu mai gândeau, repetau mecanic și cam asta a fost. Bun. Dacă sunt întrebări... De istorie, o întrebare de istorie, orice. Cezara, o întrebare. Nu am nicio întrebare, abia aștept să descoper această revistă. Pare foarte interesantă. Abia aștept. Eu te aștept cu materiale. Deci. Uite o temă. Ai gândit vreodată la o temă de istorie? Uite, mie îmi place tema asta, vreau să o citesc mai mult. Că tot am vorbit de comunism, așa? Aș vrea să discutăm despre această temă. Acum sau să... La orele noastre. Bine. Dar, de exemplu, tu până la urmă acum, după atâtea discuții, a fost bine sau a fost rău? A fost foarte rău. Ți-ai schimbat părerea, nu? Da. Știi că înainte erai că a fost așa și așa. Da. Dacă doamna directoare ne invită aici la o dezbatere pe această temă, că tot se împlinesc 30 de ani de la anumite evenimente și apropo, astăzi este 7 noiembrie, se împlinesc 102 ani de la Revoluția Bolșevică și a început marele experiment egalitarist. Deci vă închipuiți care este ideea regimurilor totalitare egalitariste. Exact cum suntem aici în sală, vine un conducător, dă cu bâta în stânga și în dreapta sau cu mitraliera, și rușii aveau niște mitraliere foarte bune, vă garantez, funcționează și astăzi, așa, și 100 ceva de milioane de oameni, că nu se știe exact câți erau, 100 ceva de milioane de oameni trebuia să aibă exact gândirea lui Lenin, apoi a lui Stalin, apoi a lui Malenko, Hrușciov și așa departe. Deci nu sufla nimeni în front. Și cum să evolueze o astfel de țară? Deci nu se poate. Orice regim totalitar, că e nazist, că e fascist, că e comunist, rămâne la nivelul creierului, conducătorului. Și aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Este o lege dată de un psiholog mare. Din păcate, multe facultăți de psihologie de la noi nu studiază. Celebru Le Bon. Da. Deci nu se poate. El a murit în 1931, da, a murit în 31,
Dar toate legile lui sunt valabile și astăzi. Are el niște cărți cu niște legi ca teoremele la matematică. Și nu treci de ele. Ne-am strâns astăzi cu ocazia discuțiilor legate de amintirea și analiza unor evenimente care s-au produs acum 90 de ani în plan economic, apoi și politic, social, militar și așa departe. Este vorba despre un fenomen care și astăzi la radio ni se spunea vine marea criză. Da? Și în toamna lui 1929 a apărut marea criză economică de supraproducție. Bun. Aș vrea să vă întreb așa de curiozitate. Ce înțelegeți voi prin criză economică? Ia zi, Cezara. Țara rămâne fără bani? Deci, statul rămâne fără bani. Nu mai are bani pentru facerea de plăți. Către salarii, pensii, da? Altceva. Ce ar mai putea să fie în timp de criză? Către profesori, către abonamentele elevilor de contare. Da. Altceva. Ce ar mai putea să fie în timp de criză? Băncile suferă foarte rău din această cauză. Da, băncile intră în faliment, corect. Bun, e bine. Aș vrea acum ca domnișoara Victoria, într-o clasă de umană a liceului nostru, să ne prezinte pe scurt prin ce s-a caracterizat marea criză economică din perioada interbelică. Aveți cuvântul. Marea criză economică a fost perioada crizei lumii capitaliste cauzate de supraproducție între anii 1929 și 1933, fiind caracterizată printr-o scădere dramatică a activității economice mondiale. Criza a avut efecte devastatoare, nivelul comerțului mondial scăzând, asemenea veniturilor și al profitului. Începutul marii crize economice în Statele Unite a fost asociată cu prăbușirea bursei de acțiuni din ziua de marți, denumită de asemenea și Marțea Neagră. Motivele crizei economice încă sunt disputate de economiști, în timp formându-se mai multe teorii, cum ar fi teoria keynesiană, cea monetaristă sau cea marxistă. O urmare a crizei economice este creșterea rapidă a șomajului. Mulți oameni au rămas fără un loc de muncă, fiind concediați. Statisticile arată că până să înceapă criza erau doar 3,5 milioane de șomeri, iar începând criza, numărul acestora a crescut până la 15 milioane. Bun. Deci, evenimentele au fost cam în felul următor. În octombrie-noiembrie 1929, bursa de acțiuni de la New York, Wall Street, celebrul Wall Street, s-a prăbușit și a urmat o reacție în lanț la nivel planetar. Se spune că s-a mers din rău mai rău până când s-a ajuns la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Toți conducătorii planetei, inclusiv cei din România, cei politici, cei economici, și-au luat răspunderea să rezolve această situație de criză, să nu mai fie șomeri, adică să fie bine ca să nu mai fie rău, cum spunea Gică Hagi cândva. Deci să nu mai fie sărăcie, s-au venit cu ideea să se acorde ajutoare de șomaj, au mai crescut pensiile, s-au deschis fabrici, a început construirea de autostrăzi, statele s-au lansat în tot felul de investiții. Dar întrebarea este, cum a apărut criza? Cine este vinovat? A apărut din senin? Și eu vreau să îmi pun următoarea întrebare. Oare a fost un viciu de funcționare a lumii capitaliste, a sistemului de producție capitalist? Adică, produceai prea mult, dacă produceai prea mult scădea prețul, nu se mai vindea sau se vindea la un preț foarte scăzut sub costul de producție și atunci apăreau probleme, intrai în stare de faliment, mă rog, și o reacție în lanț. Totuși, mie ca istoric așa format în București, mi se pare ceva suspect, tocmai repetiția asta. Mi se pare așa o prea mult odihnă intelectuală. Hai să repetăm, da, n-a mers treaba că așa e sistemul. Din 10 în 10 ani putem să calculăm că vine criza.
Da? Și dacă stăm să ne gândim acum, azi dimineața am ascultat la radio, vine criza. Păi parcă era criză și acum prin 2009. Și asta să mă întreb, mă, nu cumva lozinca asta este lansată ca să acopere ceva? Să fie cum lansează militarii, perdele de fum în calea adevărului? Nu cumva liderii politici ai lumii de atunci au acoperit ceva? Fiind pasionat de istoria militară, am studiat și perioada interbelică, normal. Profesorul în facultate îmi spunea tot timpul, a fost dezarmare și era chiar un subiect pentru examen de anul cât venea, 3. Da? Și m-am documentat serios. Toți conducătorii din perioada asta investeau mult în astfel de jucării. Aceasta este o pușcă cu acționare manuală, este Mosin Nagant, este arma de bază a armatei ruse. Vreau să vă spun că este foarte precisă, la 900 de metri poți să ochiuiești o muscă. Dacă îi pui și o lunetă ca să vezi musca. Glonțul este foarte puternic, ucide foarte bine, doboară chiar și avioane dacă le atinge. Dar aceste arme aveau un cusur. Ucideau prea puțin. Deci atenție, conducătorii se gândesc la binele oamenilor. Să fie cât mai mulți morți. Și atunci au trecut la inventarea unor alte arme. De exemplu, pușca mitralieră. Puteai să tragi sute de focuri pe o durată scurtă de timp. Dar și pușca asta trebuia să o cari în spinare, avea vreo 10-12 kg. Omul se deplasează doar cu 4 km la oră. Ce să faci? Prea puțin. Deci era prea puțin. Și atunci pe uscat, s-au gândit acești conducători să mai inventeze câte ceva, să aducă ceva nou. Și au început pregătirile. Uitați un blindat din Uniunea Sovietică, un T-24. N-a fost bun, nu era fiabil. Pentru a sparge frontul dușman s-a inventat acest T-35. Era un adevărat cuirasat terestru. Ajungea până la vreo 50 ceva de tone. Da. Totuși, era lent. Și s-ar putea să mai găsești și niște apă pe drum. Și atunci s-au inventat niște jucării. Uitați aici, aveți un T-37 flotant, deci plutitor, un tank plutitor. Este singurul tank plutitor din acea perioadă. Dar era cam depășit și atunci s-a inventat un altul, T-38. Dar, cum vă spuneam, erau prea lente și atunci Iosif Stalin, care nu se uita la bani, a cumpărat această jucărie de la americani, este o variantă perfecționată, se numește BT-7 și vă rog să rețineți că nici astăzi această jucărie n-a fost depășită. Să vă explic de ce. Observați aceste roți, se numesc galeți. Dacă dădeai jos șenilele, tankul ăsta putea să ajungă la peste 100 de km la oră. De obicei, din cauza oboselii echipajului, se lucra cu vreo 80-90. Da? Și putea să meargă 700 de kilometri. Doar cu combustibilul din rezervoare. Și atenție, este mașină cu motor diesel. Deci visul de aur al oricărui general era să aibă mașină care să nu ardă. Vă rog să rețineți că aceste jucării, ia să vedem noi. Și uitați aici strămoșul cumpărat din America, un BT-2. L-au luat de la americani sub numele de tractor. Rusia nu cumpăra tancuri, cumpăra tractoare. Dar nu știu cum se întâmplă că ieșeau așa, cu tun cu tot. Vă rog să rețineți că se numeau tancuri de cavalerie sau BT-ul ăsta înseamnă bâstrohodnii tank, tank rapid. Și erau făcute numai pentru cucerirea vecinilor. Deci, atenție, n-au nicio legătură cu apărarea poporului rus sau popoarelor sovietice, cum se folosea sintagma atunci. Și ele sunt, primul tank a fost cumpărat prin 1930.
Și apoi a început construcția fabricii întregi de astfel de obiecte. Produse speciale se numesc în limbajul militarilor. Totuși, și tancul este lent. Și atunci s-a trecut la dezvoltarea aviației. Tancul fără avion nu există. Mai țineți minte principiul blitzkriegului, da? Întâi atacă avioanele și apoi vin blindatele în spatele lor și ocupă teritoriul. Și uitați, aici avem un avion P-2 cu cruznic. Era folosit pentru antrenamente. Dar e prea slab. Și după ce formai piloții, trebuia să le asiguri și avioane. Ia să puțin să le găsesc eu aici. Și uitați aici un avion, un bombardier strategic, dar observați că are ceva sub aripi. Ce este aici? Ce vedeți? Ce observați? Nu. Sunt două avioane de vânătoare. Unul și al doilea. Deci avionul acesta venea încărcat cu bombe și cu două avioane de vânătoare sub. Da? În cazul în care ataca dușmanul, avioanele de vânătoare care aveau pilot în ele se desprindeau și luptau independent. Sistem Sveno. Este uluitor acest bombardier. Au fost făcute 818 exemplare. Și el putea să fie folosit și la parașutarea oamenilor. Deci pe aripile acestea late stăteau oamenii precum ciorchinii de struguri. Uluitor de mare, avea 16 tone neîncărcat. Românii nu visau așa ceva. Dar atenție, revoluția. A, uite că am salvat și poza cu lansa. Uitați cum stăteau parașutiștii pe, să zicem așa, pe spinarea avionului. Adică ideea lui Stalin era, am aceste avioane, le trimit împotriva României și trimit pe fiecare avion câte 50, 60, 100 de oameni. Și îi lansez în punctele vitale și apoi vin tancurile după ei sau vin alte trupe la următoarea cursă. Este interesant de spus că în momentul în care se construiau astfel de jucării, poporul ucrainean murea în masă. Și de curiozitate să citiți despre Holodomor. Deci în anii 32-33, când se produceau acele superbe tancuri, da, ucrainienii și numai mureau în masă de foame. De exemplu, mureau moldovenii din așa numita Republică Sovietică Moldovenească, care era unde este astăzi Transnistria. Și au murit de foame chiar dacă autoritățile știau. Au luat ultimul bob de grâu pentru a cumpăra tancuri și avioane. Dar atenție, marea revoluție se întâmplă undeva în America. Și aveți aici o jucărie din această perioadă, un bombardier B-10. Ce observați la el? Ce observați la acest avion? Să vedeți cât de complexă este istoria. Ce observați la el? Haideți, ia zice Zara. Victoria, ce zici? Hai să vă mai arăt o dată acel P-2 cu cruznic. Ce observați? Care e diferența? Care e diferența? Observați vreo diferență între ele? E mai mare, deci observați, o grijă pentru piloți, deci înseamnă că el zboară mai departe și mai repede și mai e ceva. Spunea cineva că e mai solid. Este complet metalic, corect, este complet metalic. Dar din ce fel de metal se face un avion? Aluminiu. Aluminiu. Ei, și acum o întrebare de chimie, cum se obține aluminiu? Atenție, istoria se scrie foarte greu, interdisciplinar. Aluminiu se obține prin electroliză. Deci cu un consum uriaș de energie electrică. Deci, pentru a avea acest avion, trebuia să ai hidrocentrale mari sau termocentrale. Trebuia să ai ce? Fabrica de aluminiu, fabrica de alumină, da? Și, bineînțeles, o fabrică capabilă să le asambleze.
Și atenție, într-o astfel de fabrică nu poți să iei, să-l iei pe Nea Ion sau pe Nea Ivan de la coada vaci. Trebuie obligatoriu muncă, forță de muncă înalt calificată. Și vei spune, păi domn profesor, dar după ce producem 100-200 de exemplare, ce facem cu oamenii? Dăm afară? Dacă ai făcut o fabrică de armament, trebuie să-i ții mai departe. Până când primești o nouă comandă. E o mare problemă. Bun. Și uitați, se produce această revoluție. Deci din momentul ăsta, avioanele biplane din pânză și lemn devin istorie. Mai sunt folosite la antrenamente, etc., că sunt mai ieftine. Dar avioanele de luptă toate sunt din aluminiu. Și acum o pastilă distractivă. La un moment dat în armata română s-a dat un ordin. Toți soldații și ofițerii sunt obligați să predea orice nasture din aluminiu. Vor fi folosite aceste nasturi la confecționarea de avioane. Deci vă dați seama ce disperare era la noi că nu există aluminiu. Și americanii deja aveau aceste jucării în timpul crizei. Cine stăpânește mările, este stăpânul lumii. Și aș vrea să vă arăt aici cine făcea jocurile. Deci, acesta este un cuirasat. Este o navă care trăgea cu proiectile de o tonă, da? 1016 kg. La distanțe de peste 20-30 de kilometri. Vreau să vă spun că americanii în această perioadă și-au modernizat toate navele. Nu mai insist, și motoarele, da, care nu se văd, sunt aici în interior. De jur împrejur au montat tunuri antiaeriene. Vei spune, mare brânză, niște tunuri care ochesc avioane. Vreau să vă spun că pe o singură navă erau 8 piese și aceste 8 piese echivalau cu puterea a peste 2 distrugătoare românești. Deci, practic, flota românească avea 4 distrugătoare și americanii, numai din tunurile antiaeriene, făceau o flotă mai puternică decât avea România toată. Dacă acest vapor ar apărea, l-ai readuce în portul Constanța, este o zene față de ce avem noi astăzi. Și atenție, americanii se ocupau de modernizarea unor astfel de jucării. Deci, practic, vreau să vă spun că acest USS Colorado a fost implicat în tot al doilea război mondial și s-a descurcat foarte bine. Foarte bine. Da? Deci, uitați și un alt frate de-al lui, Mississippi, la fel modernizat în perioada de criză. Uitați, a primit și avioane pentru cercetarea aeriană, care costau foarte mult, erau niște avioane speciale pentru adaptate și uitați cum decolau. Da? Erau puse pe un sistem care de pe turelele acestea plecau. Foarte complicat. Apoi aterizau pe apă, amerizau, mai bine spus, și erau luate cu aceste macarale și urcate din nou la bord. Românii nici nu-și puteau închipui cum arată o astfel de jucărie. Dar 30 de kilometri. Ce să faci cu 30 de kilometri în zilele noastre? Sau atunci? Și atunci, americanii construiau și astfel de jucării. Acesta este un portavion, USS Ranger. Și pentru, vei spune, totuși, un singur portavion. Vă rog să rețineți că toate avioanele de abord care zburau de pe această pistă, erau niște avioane speciale cum n-au existat niciodată în aviația românească, de exemplu. Adolf Hitler a încercat să facă și el un portavion și n-a reușit. Au râs americanii de ce au găsit în Germania. Deci erau cu 1000 de ani în urmă. Acest portavion a costat vreo 16 milioane de dolari, deci fără avioane. Veți spune, mare brânză, 16 milioane de dolari. Vă rog să rețineți că pentru 8 milioane de dolari, România a dat unei firme americane dreptul de a instala toate centralele, de a controla toate telefoanele din România. Pentru 8 milioane de dolari împrumutați. Și ăsta a costat de 2 ori mai mult. Și totuși, au găsit americanii că e prea ușor. Observați aici că nu e puntea închisă, da? E un spațiu liber, vulnerabil. Da?
Și atunci au construit, ia să-l găsesc eu unde este, au dat ordin să construiască ceva adevărat. După cum arată cele două litere N, este vorba de USS Enterprise, este nava care a șocat pe japonezi, din cauza ei a apărut fenomenul kamikaze. Deci japonezii au încercat să scufunde vaporul ăsta cu orice preț, de la Pearl Harbor și până la sfârșit ostilităților. Era atât de bun încât a primit 20 de stele. Deci atenție, vapoarele americane primesc stele pentru faptele de vitejie. 20 de stele. A costat numai carcasa lui 20 de milioane de dolari, fără avioane. Fără avioane, fiecare avion fiind depinde de tip, că sunt mai multe tipuri aici. La bord un astfel de vapor arde câte 20-30 de tone de combustibil pe oră, deci ca să aveți așa un termen de comparație. Vă duceți la pompă și puneți cu pipeta, că e prea scump. Și uitați cu ce se ocupau conducătorii în perioada asta de criză. El a început să fie construit în 34, s-a afirmat în al doilea mondial, în războiul din Coreea și drept mulțumire pentru că a avut 20 de stele. Ce credeți că au făcut? L-au făcut muzeu, nu? L-au tăiat. Deci exact ca pe la poporul român, când apare un om așa intelectual deosebit, este masacrat. Și atunci ne mirăm de ce nu putem să avansăm. Dar să știți că este interesantă și partea de sub apă. Submarinele n-au fost uitate, pentru că în primul război mondial, ce nu s-a salvat aici, ba da, pentru că în primul război mondial au făcut ravagii, aș vrea să vă prezint aici un submarin din clasa redutabilă, franțuzesc, deci observați aici organizarea, postul echipajului, uitați ce bine dormeau francezii la bord, avem compartiment, motoare electrice, motor diesel, de ce fel de mașină era submarinul? Mașină hibrid. Deci submarinul este primul hibrid, da? Așa, postul de comandament de unde se ia decizia. Vreau să vă spun că acest submarin, și aici sunt lansatoarele de torpile, acest submarin mai avea încă 34 de frați și erau planificate să lucreze la nivel mondial. Deci în timp de criză, înainte, în timpul crizei și după, au fost construite 35 de submarine oceanice. Păi cele germane în al doilea război mondial erau niște chestii extrem de micuțe în raport cu această jucărie franțuzească. Să nu credeți că numai americanii construiau, uitați și portavionul Ryujo, japonez, și cu... Apare o categorie de avioane foarte periculoase, uitați-o aici sus, este vorba despre un avion care atacă în picaj. Deci ajungea deasupra țintei și noi n-am putut niciodată să avem astfel de avioane până ne-a dat nemții, acele avioane numite Stuka. Da? Sunt foarte greu de construit. Și atenție, trebuie să găsești oameni care în timpul picajului și apoi urmează redresarea bruscă, să nu cumva să le fie afectat creierul, să fie inundat cu sânge și să piardă comenzile avionului. Deci trebuie să ai o școală de pilotaj foarte bună, avioane de antrenament foarte bune, apoi avioane de luptă foarte bune, așa mai departe. Deci totul costă enorm. Și încă un lucru, pentru portavioane trebuie să ai niște piloți extraordinar de bine formați. Știți câte ore trebuie să ai ca să fii pilot de portavion? Vreo 400 de ore de zbor. Iar pe șoselele noastre copiii sunt aruncați în circulație după 30 de ore de școală. Este o adevărată crimă, da. Mă rog, nu fac eu legile. Da. Deci, ideea este că n-a fost nici urmă de criză. Banii au fost, banii au mers în aceste jucării, am prezentat doar câteva jucării aici. Vreau să vă spun că rușii în timpul crizei au făcut peste 1000 de tancuri, da, diferite tipuri. Și atenție, fenomenul nu s-a oprit. Deci au continuat, a început războiul și au continuat și din ce în ce mai mult să producă armament. Și s-a terminat al doilea război mondial și conducătorii în marea lor înțelepciune au continuat să producă armament.
Și așa au tot ținut-o până în 91. Să nu vă mirați că n-am avut pâine pe masă în perioada lui Nicolae Ceaușescu. Exista fabrică de tancuri, chiar aseară am văzut un documentar, ci că vrem să facem transportoare Piranii acolo. Acolo se produceau tancuri în București. Și de asta n-am avut pâine. Și vă repet, tancul nu este mașină de apărare. Tot ce ați văzut aici sunt mașini pregătite pentru ofensivă. Nu pentru apărarea unei țări. Deci ei s-au pregătit pentru război mondial și este interesant un detaliu. Încă nu a apărut Adolf Hitler, că se spune de obicei că pentru împotriva pericolului hitlerist a făcut chestia asta. Păi scuzați-mă, Hitlerul este 28-29, nu exista. Era un mic om politic german care făcea gălăgie. Dar atunci apăreau astfel de jucării și altele. Din păcate, mulți conducători în această perioadă sunt văzuți bine în continuare. Iosif Stalin este lăudat de către ruși. Președintele Roosevelt al Americii este prezentat ca fiind un salvator al lumii și al democrației. Dar este interesant că el a interzis libera circulație a aurului și statul american a pus mâna pe aur. În URSS, Stalin a luat și pâinea, nu numai aurul și argintul, a luat și pâinea. În Franța, conducătorii de atunci, în Anglia, toți au dat ordin, nu vă spun, când vezi listele cu tipuri de armament, îți vine să plângi. Ci că ei luptă pentru fericirea noastră, dar ei se pregăteau pentru această mare confruntare și erau câțiva jucători. Statele Unite, Anglia, Franța, Italia, URSS și Japonia. Ăștia se pregăteau să vadă care va fi stăpânul lumii. Și a ieșit al doilea război mondial. Eu aș zice să nu mai fie marea criză economică. Eu aș zice să fie accelerarea pregătirilor de război. Deci, practic, din 1926, când se lansează clasa distrugătoare Fubuki din Japonia, dar mai ales în 1928, când încep marile lucrări, linia Stalin, linia Maginot, încep crucișătoarele grele americane. Deci, să denumim altfel, să nu mai fie marea criză economică. Apar firme uriașe de armament sau se dezvoltă cele deja existente. Statele aruncă cu banii stânga și în dreapta pentru arme. Și atunci, unde este ideea democrație? Conducătorii nu au avut democrație, i-au urât pe oameni. I-au urât pe oameni, i-au văzut doar ca simplă carne de tun. Și au luat banii, ce dacă sunt șomeri? Ce dacă nu e pâine? Să facem arme. Dar atenție, oficial nu. Găsim soluții, redresăm situația economică, facem investiții. De exemplu, se făceau autostrăzi. Dar știți ce este interesant? În URSS, în timp ce nemții făceau autostrăzi, în URSS apar niște tancuri care aveau indexul A. Adică de la autostradă, tancul de autostradă. Deci tot timpul au existat uriașe pregătiri pentru marele măcel. Hai să vedem cine va fi stăpânul lumii, că primul război mondial nu rezolvase. Asta este istoria. Deci nu mai trebuie să existe teme de mare criză economică. O perioadă de înarmare excesivă, nu știu, să găsim alt termen care să se impună în istoriografie, dar niciun caz marea criză economică de supraproducție. Păi unde era supraproducție când în URSS consumau cu cea mai mare plăcere câini și pisici? Când, scuzați-mă, cazuri de canibalism, își mâncau copiii, înnebuneau. Dacă erai prins că ți-ai mâncat copilul, puteai să fii și împușcat. Deci statul comunist avea gloanțe. Dar mâncare nu. Dar ce contează fericirea unui om când putem să avem țeluri cucerirea întregii planete? Vă dați seama ce țel măreț. Ce contează dacă mor 10.000, 20.000, 4 milioane de oameni de foame? Vorba lui Stalin. Dacă moare un om, e tragedie. Dacă moare un milion, e statistică. Dacă sunt întrebări. Ia zi, Victoria, cum e cu criza asta, până la urmă? Ești de acord cu teoria oficială de pe Wikipedia? Sau ți se pare mai logică această prezentare? Care va avea și o parte scrisă.
Mi se pare mai logică prezentarea dumneavoastră decât... Da, o să o facem și la școală. Da. O să mai facem și la școală să vadă mai mulți elevi, să diseminăm, cum se spune astăzi, astfel de teorică. Prea suntem într-o stare de confort intelectual. Repetăm la infinit, inclusiv la facultăți de istorie. Repetăm la infinit aceleași, aceleași povești. Mi-aduc aminte cum spunea domnul profesor, în perioada interbelică a fost dezarmare, toate marile puteri și începea să ne înșiruie tunuri, calibre, masa cu ei la satelor, portavioane. Așa. Mie îmi plăcea, dar ceilalți săraci erau... se uitau pe pereți. Dar n-a fost dezarmare. Nici urmă. Vezi, spune domnul ăsta, dar parcă am citit undeva că s-a tăiat un vapor, nu știu care, să zicem Florida, USS Florida. Ok, este corect. Dar acel vapor era o vechitură și nu mai se merita să o modernizezi. Și atunci la ghilotină cu ea, la fier vechi. Vă dați seama, 20 ceva de mii de tone de oțel nu sunt de colea. Oțel înalt aliat. Am uitat să vă spun că în toate jucăriile astea nu trebuie să existe ceva de slabă calitate. Adică nu poți să iei niște sârme ruginite, să iei niște roți, nu știu cum, rupte, să faci din ele o mașină. Totul trebuie să fie de calitate, aliajele cele mai bune, etc. Nu mai spun. Tot ce e legat de armată este extrem de costisitor.